Entonces wir haben nicht nur Videos auf dem Kanal, natürlich doch unsere Karriere. După cum știți, am pierdut acea carieră cu Napoli, am găsit un fete șmecher și mi-a venit o idee absolut genială, absolut încântătoare. Vom face o nouă carieră cu Napoli, din cauza că pe aceea n-a putut să o terminăm. Și eu zic că se merită să facem asta, 100 la 100. Mergem în seria, mergem în Napoli, nu o să dau multe detalii pentru că o să vedeți voi în acest episod, aveți linkul de la joc în descriere și da. Aceasta este echipa, în cariera trecută, în legătură cu transferurile, am cam încălcat regulă, dar acum o să încerc să mă abțin, frate, să transfer ceva. Dacă tot e vorba de asta, hai să pun fac echipa, zic. Oricum ar fi foarte greu de fapt. Bun. Dar înainte de a începe cu meciurile, bă, stadionul, frate, de ce? Da, și e la Galan. Da, că jocul ăsta e pe început, da. Bun, am dat numele stadionului. Bă, într-un fel e păcat că acum se numește așa, a murit legenda și așa se numește stadionul ai. Voi renoi eu aici câteva contracte și revin după ce termin. Bun, am terminat de filmat amicale. Avem prima etapă cu calea din potașul lui Răzvan Marin. Dar se pare că nu e titular. În fin. O să dăm din nou un titlu acesta, bă, frate, și efectiv am pus trachitul ăsta și cocoșul ăsta nu mai tace. Bun, hai să vedem ce vă face. Spuneți dacă vreți să o ia de tot cariera, dar dacă nu vreți să ia, să încep o carieră nouă până apoi. Asta e, șterg videoclipul și postez altceva. Mertens, 1-0, de aici Mertens reușește să marcheze. Cred că o să dau pe un minut repriza, pentru că probabil vom avea două meciuri pe episod, pentru că așa dăm prea multe goluri și nu o să mai fie interesant, să fie puțin mai greu. Dificultatea e high, adică 2 minute. Am luat gol. Tocmai cu vorbim de dificultate. Politano. Pentru Manolas. Zelinski. Ah, dar chiar asta așa să vă arăt la jocul acesta. Avem scor barbure amici, am uitat. Și uitați și voi cât de bine se încadrează, fii atent, seria. Nu știu dacă suntem în Europa League, cred că suntem în Europa League. Uitați și voi cum e scor barbure la seria și la toate. De când la TVA Zeca ăla pe care l-ați văzut voi acolo. De cât am se încadrează din rest toate, avem și Champions League și Europa League, abia aștept să joc cu scorul de Europa League. Jucată la Lorenzo. Bine Fabia, uite ce ne face, Bă, dar cocoșul ăsta nu mai tace. Nu mai tace cocoșul ăsta. Ce trai? Bă, mai filmează? Da. Nu ce m-am speriat, ești nebun. Mertens, ah, n-a reușit. Ce drept, nu e cel mai bun jucător pe fizică, pentru că e destul de scump, Mertens. Nu e cel mai mic jucător.
Bă, aici am vrut să dau pasă, dar... Dacă faci jocul ce vrei, să mai... Finalizează portarul. Bă, dar ce are mă cu coșul ăsta, bă, deci... La 10 like-uri tăiem cu coșul. Bine, Zelinski, Mertos. Insigne, poi a lui Insigne, 2 la 0, Lorenzo Insigne, uno dei giocatori miei preferati vara trecută. Nu știu, acum o să încerc să postez foarte des, pentru că e vară, e vacanță, probabil o să mă apuc și de un pești de FTS cu Liga 1. Dar atenție, doar cu Liga 1. A, da, și am eu doi prieteni pe Cosmin, Cise și pe Dani, nu cred că v-am făcut cunoștință cu el. O să lucrăm la un pești de FTS de săptămâna viitoare. Nu știm nici dacă se lasează, este gol. 2 la 2. Egalează Cagliari. Mă se pare că nu dă așa multe goluri, pe cât ziceam, dar din contră se pare că noi chiar primim. Deci, și ai de mă peste poartă Manolas. Bă, și frate, și ce-aș fi vrut un gol cu Manolas? Unul dintre fundașii mei preferați. Bă, ce-aș fi vrut un gol cu Manolas? Asta e ghinion. Mertens Lozano! 3 la 2. Marchează Lozano. Minutul 64. Erwin Lozano marchează. Da, cocoșul ăsta nu mai face gălăgie, de când am zis că la 10 like-uri îl tai, s-a potolit. Să te minge pentru... Fault. A, dar și-am dat puțin pauză, pentru că am mers la cocoșul ăla și l-am amenințat că dacă nu taci, îl tai. Gol! Oh, Mertens! Golasso de Dries Mertens! Ce execuție! Foarte frumos! Se face 4 la 2 și Cagliari nu mai are ce să ne facă. Deci dacă reușește să ne întoarcă sau măcar să ne egaleze, eu șterg video clipul. Deci Insigne pentru Mertens. Mertens pentru Zielinski, care nu câștigă. Îmi pasă pentru cum îl cheamă pe ăsta. Manolas recuperează foarte bine și o minge pentru Fabian. O, greșește acolo jucătorul advers, s-a greșit cu nici Fabian. Minge pentru Mario Rui, se vede că nu e mijlocaș. Pe partea trebuie să fie Insigne oricum. Se termină meciul. Se termină meciul, reușim să câștigăm cu 4 la 2. Mertens, evident, omul meciului. Cine putea să fie omul meciului dacă nu zeul Mertens, frate, jucătorul meu preferat. Mamă, dar Inter e pe loc 1, a bătut cu 5-0, oh my god. Două goluri Eriksen. Da, știți cu toții cazul Eriksen. Bă, oricum, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!